Consiliul Județean Buzău a fost în noiembrie 2022 gazda celui de-al patrulea workshop regional pentru Europa privind rolul centrelor de vizitare din siturile desemnate UNESCO, eveniment organizat pentru prima dată în România de către UNESCO, prin Biroul Regional pentru Știință și Cultură în Europa. În cadrul workshopului, transmite Consiliul Județean Buzău prin intermediul unui comunicat de presă, delegații UNESCO împreună cu cei 22 de reprezentanți din 16 țări europene cu teritorii UNESCO au împărtășit din experiența lor cu privire la management vizitatorilor, promovarea formelor de turism durabil în aceste teritorii, precum și modul în care centrele de vizitare pot contribui la îmbunătățirea acestora prin activitățile de management pe care le desfășoară. Transmitem încă o dată mulțumirile noastre către UNESCO pentru selectarea județului Buzău ca gazdă a acestui eveniment. Credem că, într-adevăr, Geoparcul Internațional UNESCO, Ținutul Buzăului, reprezintă dovada unei abordări integrate de dezvoltare durabilă a unui teritoriu, implicând în același timp comunitatea științifică, instituțiile publice, antreprenori, turiști, vizitatori, precum și locuitorii celor 18 comune. Acest eveniment a reprezentat pentru noi o oportunitate de a ne exprima încă o dată sprijinul și dorința de a întări parteneriatele cu toți cei care promovează valorile UNESCO, atât în România cât și pe plan internațional, a transmis Petre Emanuel Neagu, președinte al Consiliului Județean Buzău. Raportul a fost lansat în iulie 2023 de către UNESCO și se adresează în primul rând specialiștilor care activează în situri desemnate UNESCO, inclusiv personalul din centrele de vizitare, autorități de management al siturilor și partenerilor acestora. Ultimii doi ani au avut un impact puternic asupra multor destinații din Europa, însă raportul precizează faptul că acestea au înregistrat o revenire puternică a sosirilor din turism și a încasărilor de la vizitatori, rezultând într-o redresare ce se apropie de nivelul pre-COVID-19, în timp ce provocările economice, sociale și riscurile privind mediul înconjurător rămân încă de actualitate. Concluziile raportului menționează necesitatea ca siturile desemnate de UNESCO să regândească strategiile de management al destinațiilor și capacitățile de gestionare a fluxurilor de vizitatori pentru a dezvolta experiențe de vizitare benefice atât turiștilor cât și comunităților locale deopotrivă. În plus, raportul evidențiază prin exemple concrete importanța colectării și analizei datelor despre profilul vizitatorilor, numărul acestora și recomandările primite de la vizitatori. Vă asigur de întreaga mea apreciere pentru sprijinul valoros și ospitalitatea pe care România ne-a oferit-o în organizarea acestui eveniment. Acest raport reprezintă o sinteză a informațiilor și a schimburilor de experiență împărtășite în cadrul evenimentului, astfel punându-se bazele pentru noi cooperări regionale privind siturile desemnate UNESCO, în principal privind centrele de vizitare și turismul durabil. Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului a reprezentat un excelent studiu de caz pentru ca participanții să poată reflecta asupra turismului sustenabil. Au găsit aici o bună sursă de inspirație, atât în angajamentul geoparcului de a proteja și conserva patrimoniul geologic și cultural, precum și în activitățile aflate la început în vederea promovării turismului durabil, a precizat Ana Luisa Maso Thompson Flores, director Biroul Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa. Inițiativa UNESCO, lansată în 2018, își propune să îmbunătățească gestionarea integrată a siturilor desemnate UNESCO prin promovarea schimburilor de bune practici, dezvoltarea capacităților de administrare și consolidarea rețelelor în regiune. În urma apelului de candidaturi lansat de UNESCO, au fost întâmpinați la Buzău 22 de reprezentanți din 16 țări cu situri desemnate UNESCO: Albania, Azerbaijan, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia și Slovenia. În organizarea acestui eveniment, UNESCO și Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului au beneficiat de sprijinul partenerilor Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, Universitatea din București și Comisia Națională a României pentru UNESCO. Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului este un bun exemplu al implicării Universității din București în implementarea programului UNESCO pentru geoștiințe și geoparcuri în România, precum și a importanței cooperării dintre instituții publice, universități, asociații, muzee și alte entități în managementul și promovarea siturilor desemnate UNESCO, a subliniat Alexandru Andrășanu, președinte al Forumului Național al Geoparcurilor, directorul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, Universitatea din București. Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului a fost acreditat în aprilie 2022, fiind recunoscut ca sit UNESCO pentru modul durabil de valorificare turistică, educațională și științifică a unui patrimoniu geologic și cultural deosebit.
Geoparcul se desfășoară pe teritoriul administrativ a 18 comune, cu o suprafață de peste 1000 de kilometri pătrați și o populație ce depășește 40.000 de locuitori. Evenimentul a urmărit să consolideze acțiunea centrelor de vizitare, care este esențială în explicarea și umanizarea patrimoniului siturilor desemnate UNESCO. În același timp, a fost evidențiată importanța unei abordări de jos în sus, asociind principiile de conservare cu cele ale dezvoltării durabile și implicând în același timp comunitățile locale, spune Madeleine Șerban, secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Început în Europa în anul 2000 prin crearea rețelei europene a geoparcurilor, programul a continuat la nivel mondial prin crearea în anul 2004 a rețelei internaționale a geoparcurilor și a culminat cu înființarea în 2015 a programului UNESCO pentru geoștiințe și geoparcuri. În prezent, rețeaua cuprinde 195 de teritorii din 48 de țări. Acest workshop regional a reprezentat o oportunitate pentru echipa noastră de a face schimb de experiențe și bune practici cu alți colegi din situri europene UNESCO. Fără îndoială, acest raport, bazat pe feedback-ul și contribuția multor specialiști cu experiență practică în gestionarea siturilor desemnate UNESCO, va reprezenta o resursă valoroasă pentru colegii din întreaga lume, a conchis Răzvan Gabriel Pop, manager al Geoparcului Internațional UNESCO Ținutul Buzăului. În parteneriat cu Asociația Ținutul Buzăului, cu sprijinul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ținutul Buzăului, Consiliul Județean contribuie la îndeplinirea tuturor obligațiilor internaționale, supervizează și finanțează activități de management, cercetare, educație și promovare a Geoparcului Internațional UNESCO Ținutul Buzăului.